Săptămâna asta sunt pe tura de noapte la un drum high de Tesla. Mă duc cu camionul plin cu marfă, tot eu l-am încărcat vineri. Iar acum mă duc la fabrica de mașini Tesla și schimb semiremorca. O las pe asta plină cu marfă și iau alta coală sau cu ambalaj școli, Lair Good. Deja de vreo 3 săptămâni sau chiar mai bine s-a stricat treaba pe acolo rău de tot, adică în ce sens? Nu mai sunt semiremorci goale. Când ajungi acolo, de obicei, dura toată operațiunea 15-20 de minute. Te duceai la birou, nu era nimeni, te înregistrai, primeai un număr din parcarea aia mare de acolo, unde să lași semiremorca ta, al număr de unde să o iei pe aia goală. Deci le schimbam practic și teoretic, făceam 45 acolo și veneam înapoi. 4 ore până acolo, 4 ore și 10 de condus. Undeva la 10 ore cu tot, cu pauză, cu turul. Dar noi suntem vreo 4 mașini, dacă nu mă înșel, 8 șoferi pe turul ăsta de Grumhaide, de Tesla. Avem acolo la Tesla vreo 30 de semiremorci. Și nu era nevoie să așteptăm, pentru că erau deja gata. Acum nu știu ce s-a întâmplat și nu mai fac ăștia față acolo, muncitorii. Deci nu mai găsim semiremorci goale când ajungem. Noi, eu cu Ilie, este pe turul ăsta și ceilalți colegi sunt toți nemți aici la mine. Că mai comenta cineva, da, că neamțul nu muncește de atâta. Atâta stau și ei, atât stăm și noi. Data trecută a stat Ilie 7 ore jumătate, atâta a stat și neamțul a doua zi, când am fost eu, săptămâna următoare, la fel. Neamțul era acolo de 7 ore, eu m-am dus și într-o oră am plecat. Am avut noroc, între timp s-a mai golit din semiremorci. Toată lumea așteaptă acolo, nu doar noi de la Elfline. Toți șoferii de camioane și de la Duvenbeck și ce mai e pe acolo, că sunt o grămadă de firme. Dar nu știu care e treaba și nu găsesc explicația de ce s-a stricat treaba și merge așa de încet. Data trecută la fel, Ilie a stat vreo 4-5 ore așteptat. Și partea proastă e că nu poți să dormi, că trebuie să te duci între mereu. Alo, semiremorca goală, gata, a venit, nu a venit. Și nu pot să zic, mă duc la, să mă culc 2 ore și mă duc mai târziu, că nu merge treaba așa, trebuie să vii la timp aici înapoi, așteaptă colegul mașina să plece în partea cealaltă, să o încarce și așa mai departe. Dacă tu vii târziu, întârzie și el și nu prea e bine. Se cam supără lumea pe noi. Dar noi șoferii nu avem nicio vină, nici firma Elfline, cei de la Tesla de acolo pleacă toată treaba. Muncitorii de acolo, nu știu, nu mai fac față, nu mai au loc, pentru marfa bar n-am ce să întâmplă.
Și am ajuns la faimoasa fabrică de mașini scumpe Tesla. Opa, ce s-a întâmplat? Ceva nou astăzi. Deci dacă vrem la Tesla, o luăm pe aici. Asta e nou. Bă, frate, într-o săptămână ați format strada imediat, bă, modifică ăștia pe aici, ia uite. Acum o săptămână era pe partea dreaptă strada, acum deja e pe aici. Bă, frate, bă, dar ce schimbă ăștia în fiecare zi. La poarta aici, la intrare, mereu am probleme cu portarii. Sunt majoritatea somalezi. Mi-am dat seama după accent, după culoare. Mă întreabă mereu că de liber șaienul ăsta, documentele Murphy, că de ce nu e data bună? Bă, oameni buni, păi colegul încarcă ieri și o vin astăzi la muncă mereu, știți cum vine treaba? Adică Ilie încarcă luni seara și eu marți vin să livrez marfa și normal că nu corespunde data niciodată. N-are cum să corespundă. Mereu, bă, băieți, eu vin mereu aici, mă. Dar oricum ei abar n-au să citească hârtiile astea niciodată. Să uite, în ele sunt stânga-dreapta. Uite, mă, aici în stânga scrie firma mea. În dreapta aici unde trebuie să livrez. Abar n-au săraci. Și data nu e bună data. Bă, băiatule, dacă a încărcat colegul ieri marfa, eu vin să o livrez azi. E data de ieri, bă, băiatule. Și că ai dat foile în coampui mei, că nu o să vezi să citești foile astea, atunci să vii să mă mai întrebi. Ce să le faci, frate mea, ce să... Acu' e la barac aici. Notează numărul și o să vină să mă întrebe acum. Ia, da. Haide. Morgan. Da, ok. Asta a fost de treabă, asta nu mai e somalez, asta e cecen. Ăștia sunt de treabă cecenii. Înainte intram pe acolo, acum intrăm pe aici. Se extind ăștia și se modifică în fiecare săptămână pe aici străzile. Opresc repede și eu aici la toaletă, că aici e toaleta. Și a mergem mai departe. Gata, a fost și la baie, m-a spălat pe față să mă înviorez puțin, să mă trezesc. Răcoare afară. 4 grade la ora asta, frate. E 5 și 5 minute. Am ajuns la Tesla, cât am condus, nu mi-a dat asta acum. Exact 4 ore am condus. Exact 4 ore. Super că îmi trebuie aici mereu timp să-mi caut semiremorca prin parcare. Se vede pe cameră o parcare în stânga. Mai am una în dreapta, dar cea mare e acolo în față. Acolo sunt vreo 1000 de semiremorci parcate. Și dacă nu e remorca unde zic ei că trebuie să fie, de exemplu, zice ce, băi, Narcise ia o pe a ta goală de la 320 și nu e. Una, două, 5 camioane, frate, 2 de la Elfline. Foarte tare. Ăsta face poza asta de la ei, vine să mă controleze acum. Am mai băgat și pe agăriciul ăsta pe aici, să vină să ne facă poze, mă face să mă dau jos, să mă... Din papiră, din papiră, da, am. Mi-am făcut poză în spate și zic că, can you see Faran?
Die vorne, es gibt meine Freiplatz für Sie. Unde mă ia? Uite, aici sunt un fig aici. Mă bag în fața ăstuia. El știe de ce. Bam! Opa! Bam! Opa! Mamă ce... Era un câine la volan aici. Ce MAN are ăsta de la L-Life, frate, nu, nu-s mai bunul. În camionul ăla din spatele meu de la Elfline, în manul ăla E-Mine, era un cățel la volan, un cățel negru. O fi nou colega varna, nu știu. A venit altul la mine, frate, la de venea din față, s-a dus până în spate, a vorbit cu aia doi și a venit la mine. E papiră? Mă, mă zic chiar, bă, ce aveți, mă, astăzi, mă? Merg un metru papiră, foto, mă, ce e cu voi? Ce o să râd? A, mă, ia-le, mi le-a luat și a plecat. Ia-le și du-te cu ele să nu te mai văd. Că mă balac somn, la când mi-e de somn. Mă bag, frate, și eu. Să schimb repede semiremorca și după aia 4 și în jumătate mă bag și eu în pat frumos aici. Am dat drum deja la căldură, că sunt 4 grade afară. Să mă întind și eu în pat, că de dormi nu dorm, nu pot să adorm așa. Îmi vine somn până ajung aici, aici când ajung și mă dau jos, mă duc la baie, mă spurc pe față, mă mai dau jos pe aici, pe la hârtii, 20 de minute, sau că trebuie să stau, îmi trece somnul. Trebuie să aștept. Înainte nu era niciun camion, veneam, frate, pac, pac, 3 minute hârtile, hai am zis, 5, schimbam semiremorca, pac, pac și gata. Acum, nu știu, s-a prostit treaba rău de tot aici. Dar nu știu, cred că am să-l sun pe ăsta, pe Elon ăsta. Bă, Elon, ce faci, bă, frate, că nu mai merge treaba deloc la tine acolo, la Berlin. Ce se întâmplă? Cu nemții tăi care sunt 10% nemți și restul mai polonezi, turci și toate naționalitățile. Ia, vine alt. Te mai duci, bă, frate, bă, ăsta e polonez. Te mai duci, mă, băiatule, bă, tu, mă. Ăsta intră direct ca la el acasă. Ce vorbe aici, bă? În sfârșit, după exact 25 de minute, o dau și-o mai în față. Pleacă colegii. Frate, hai că n-a durat așa de multe, 6 și 17 minute. De la 5 și 5 am venit, o oră și un pic. S-a schimbat și tura. A mai venit unul din spatele meu, a intrat în față, că așa știe el, că așa e frumos. Mai vin ăștia din partea asta, intră tot prin față, că așa știu ei. S-a dus dracu omenirea asta, s-a ales praful de omenire și de respect și de tot. Bun, să las pe asta, a mea la 555, după aia să o luăm pe următoarea goală. S-a schimbat treaba pe aici, când vii te controlează ăștia, când pleci te controlează ăștia iar. Ca așa e pe la Tesla, să schimbă treaba de fiecare dată. Bun, 555, hai să vedem ce facem. Unde este 555? Uc, 500 pe aici, ok. 55 trebuie să fie în cap de tot. Și dăm goană să ne ajungă și timpul de condus. Și mergem ca la raliu pe aici. Nu se poate, gol, nu se poate, că de obicei mereu pleci, știi? Și o las în altă parte, după aia trebuie să anunț la birou unde a lăsat-o. E gol, frate, super tare! Bravo, mă! Mai am și eu noroc în viață. Trebuie să o lăsăm aici frumos la linie. Decuplăm și ne întoarcem. Bun, am decuplat. Mi-am luat bara de siguranță cu mine
Și acum sunt caut semiremorca mea goală la 163. BAE 9756 la 163. Hai să căutăm, frate, hai. Asta este. Ne apucăm de treabă. Am terminat și de cuplat. Cablurile sunt super ok. Am verificat o prelata închisă stânga-dreapta. Luminile are două axe, am dat-o pe două axe. Una de mână am eliberat-o, frumos, închisă tot, e goală remorca, semiremorca, tuful are până în 24 a 3-a 2024, deci martie, SP-ul până în a 9-a, luminile merg. Ziceam că mă culc, mi s-a dus tot somnul la ora asta. Da, n-am ce să fac, mă întind în pat. Maneta la locul ei, blocată frumos. Cupla s-a închis. Mânerul cuplei la nivelul siguranței, tot ok. Ce să mai... Pauză. 45 de minute. Și revenim. Gata și cu pauza, bună dimineața din nou. Am băgat și eu nani, n-am băgat, am stat în pat, ce să facem. Dar n-am dormit, de dormit, dar asta puțin în pat, să-i dăm bătaia cu toată viteza spre Plazauen. Mai avem de dat ochii cu bagabonții ăștia aici la ieșire. Și după plecăm. Și soarele pe la Berlin, 9 grade. Frumos, frate, frumos. Frate, deja stau și aici la control. Da. Gata, fratelu. Am scăpat și voi. Ciao.
Moing, moing. Ceasul 7:20. E bine, exact în 4 ore ajung la Zauen. Asta înseamnă la ora 11:20. Dacă e totul bine, dacă nu sunt ștaure, ambuteiaje. Dar nu contează, ajung bine. Deci am întârziat pe aici o oră durată. E ok, o oră mergi. Mergi, dar nu 7. Cum a stat Ilie. O oră n-are nimic. Deci de astăzi s-a schimbat treaba aici, când ajungi, sunt oamenii aia pe jos, vine unul, te controlează la documente, te dai jos, îți face poză la marfă, la remorcă, după te duci la birou, mai stai cum mai stai. La fel ne dau numărul de parcare, de unde trebuie să lăsăm semi-remorca, de unde trebuie să o iei pe aia goală, după care, indiferent că ai marfă sau un uniag, lergut, că e goală, oprești acolo din nou la plecare, iar te verifică cineva. Te dai jos, deschizi remorca să vadă asta ce e în ea, semi-remorca. Acum să vedem la ieșire, acum am foaia asta cu mine, iar mă mai controlează și ăsta aici, nu știu, portarul de aici. Vedem acum. Ia să vedem, ia, deja închis nebunul. Ia zi mă, Bacon. Am scăpat, mamă, iau-te frate, trafic pe aici. Iau-te frate, trafic la Tesla aici. Bă, asta a dat drumul în față, că înainte era blocat. Interesant. Danke schön. Fărmat strada, fratele meu, pe aici, înainte ieșeam pe aici, au și fărmat, au și mâncat-o, gata. Să-mi mișcă, bine, eu n-am mai fost aici de o săptămână. Să-mi mișcă oamenii ăștia imediat. Așa e când ai bani. Merge treaba foarte repede și bine când ai bani. Thank you.
să vedeți strada asta. M-am și eu 10 minute și ajung în Plauen, ajung acasă. Ajung la ora 11:20. Am plecat azi noapte la ora 1. Deci undeva la 10 ore și 20 de muncă, cu pauza de 45 cu totul. Ce frumoasă era pizza asta. În sfârșit a înflorit și pe la noi. La noi întotdeauna înflorește ultima pe aici, pentru că e mai frig la noi în zona asta. Mai răcoare mereu. Mă apropii de ultimul sat, se numește Sirau. Un sat mic și cochet, după vine Plauen. Plauen e mai mare aici, în zona asta, regiunea asta, în Fotland. E cel mai mare oraș din toată regiunea. Toate satele astea aici, de la am filmat eu până acum, prin stânga, în dreapta, peste tot am fost cu autobuzul școlar, când eram șofer de autobuz. Și pe aici, prin stânga, prin toate satele astea am fost, uite, vine circum Plauen. Cu autobuzul școlar, mă plimbam peste tot, transportam undeva la 10.000 de elevi. Și întotdeauna autobuzele școlare erau pline, full, n-aveau loc. Uite, stații pe aici, pe aici făceam stânga pe aici. Aici, pe undeva în stânga, în statul următor, stă bosul mare de la autobuz. Șeful mare. Stația mea de la Sirau. Fosta, că nu mai e. Asta este. Am ajuns la destinație, pe strada mea favorită. Zici că sunt cu tractorul pe aici. V-am salutat, oameni buni, până data viitoare. Toate cele bune, multă sănătate, e cea mai importantă. În rest, banii lasă, că banii vin și se duc.